O nouă materie va apărea în universitățile din Rusia. Studenții vor studia ideologia rusă, care poate fi descrisă cel mai bine ca studii despre măreția rusă. Rusia pregătește introducerea în universități a ideologiei pe care o promovează președintele Vladimir Putin. Una dintre ideile de bază ale acesteia este Occidentul decade, dar noi avem un viitor măreț. În trecut, în URSS, absolvirea unei forme de învățământ și obținerea unei diplome universitare presupunea și urmarea unui curs de comunism științific. Acum învățământul ideologic revine în sistemul de învățământ superior din Rusia. Două persoane din interiorul Kremlinului vorbesc despre planurile actuale de a introduce ideologia rusă ca materie obligatorie în toate universitățile din Rusia. Școlile publice din Rusia au introdus deja un modul ideologic sub forma săptămânii obligatorii conversații despre ceea ce contează. Scopul modulului este de a-i face pe copii să creadă că Rusia a fost forțată să înceapă operațiunea sa militară specială în Ucraina. În continuare, ideologia rusă urmează să devină o parte obligatorie a învățământului preuniversitar. Acest nou curriculum ideologic este supravegheat de Serghei Kirienko, primul adjunct al șefului administrației președintelui. Noua disciplină va fi introdusă în programele de învățământ superior în toamna anului viitor, la începutul unui nou an universitar. Studenții care se specializează în disciplinele tehnice vor fi obligați să urmeze un an de studii ideologice. Studenților de la științe umaniste li se vor cere câțiva ani de ideologie rusă, iar în ceea ce privește specializările în istorie și științe politice, aceștia vor trebui să o urmeze pe toată durata studiilor. Introducerea studiilor ideologice obligatorii poate ajuta regimul să curețe colegiile și universitățile rusești de profesorii cu vederi liberale care îl critică acum.